La câțiva kilometri de agitația orașului, clujenii amatori de muzică bună și senzații tari s-au distrat timp de 3 zile și au plecat cu experiențe de neuitat. Domnul de acolo, de la linia de pornire, fuge la prima țintă, la prima zonă, trage în ținte, după care continuă la următoarele zone. O altă activitate inedită a fost water slide-ul, care i-a atras pe cei mai mulți iubitori de distracție și senzații tari. Lac, apă, te răcorești, e vară, deci grisăzășă! Participanții la festival au avut de unde alege: parașutism, echitație, mini-golf, mountain bike sau tiroliană. Este pentru prima oară în viața mea când vin în Cluj și tot ce se întâmplă aici îmi place foarte mult. Festivalul e super tare, locația e super marfă, e tot ok. Am reușit să organizăm un festival care aș putea spune că e inedit, cel puțin în Cluj-Napoca. Avem trei zone de scenă, trei tipuri de muzică diferită, iar ce aș zice că ne diferențiem și prin ceea ce ne diferențiem cel mai mult e partea de activități de fun park. 60% din veniturile festivalului vor fi donate pentru acțiuni de ecologizare și ajutorarea persoanelor cu venituri mici care trăiesc în zone greu accesibile. Oh!